Conclusion, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou episod din vlogul meu. Astăzi o să vorbim despre copii din generația noastră. Adică o să vorbim mai scurt despre copilărie. Ce este copilăria? Ce avem nevoie de copilărie? Ce se întâmplă dacă nu suntem copii, dacă suntem direct adulți? O să vorbim în acest episod. În primul rând, copilăria înseamnă atunci când toată lumea se naște și crește la o vârstă anume, 7, 8, 9, 10 ani, până la 15, 16 ani, până atunci, eu zic că e o copilărie frumoasă. Adică, ieșiți afară, vă faceți prieteni, cum ar veni, începeți o lume nouă pentru voi. Afară e foarte cald, mai ales vara, e foarte frumos. Eu vă recomand să ieșiți pe la ora 6-7, nu să ieșiți pe la ora asta, sau dacă ieșiți să stați undeva la umbră să vorbiți, nu să stați ca distruși sau ca nebunii în fața calculatorului, nu e necesar. Să stați, dar nu să stați foarte mult de dimineață, de la ora 8 până seara, la ora 12-1 sau la când vă culcați. Nu e necesar să stați atât. Deci, copilăria se manifestă atunci când îți faci prieteni, te distrezi, o să trăiești viața din plin și multe alte lucruri. Nu să stai în fața calculatorului, cum v-am spus și acum 10 secunde, 12, 11 secunde, 12. Habar n-am. În fine, copilăria asta e. Distrați-vă, faceți ce vreți voi, mai ales vara. Vara e foarte cald, e frumos. Și afară, la mine aici, e o căldură, da. Ce dacă a venit toamna? Suntem în data de 30. Suntem în toamna, aproape. Încă o zi și vine 1 septembrie, toamna. Și pe 14 de obicei se începe școala. Toată lumea plânge. Bun, deci episodul acesta a fost scurt. Nu uitați să vă abonați, să dați un pumn butonului de like, să dați share pe Facebook, să mă urmăriți pentru mai multe vloguri. La revedere!